nespus de mult. Trebuie să vă spun că n-am crezut că, apropiindu-mă de o vârstă destul de neplăcută, așa, la care nu vreau să mă gândesc, mi s-a mai dat această șansă să scriu o carte pe care s-o pot iubi. În ultimii ani am avut o perspectivă oarecum întunecată asupra vieții și asupra existenței noastre. Am scris câteva cărți pe care le-aș putea numi, pe de o parte, transcendentale, dar pe de altă parte, metafizice, în sensul întunecat și, știu eu, adânc al cuvântului. Între ele, aș spune că trei au ocupat scena, și anume poemul sau romanul, cum vreți să-i spuneți, Solenoid, o carte de versuri care se numea Nu striga niciodată ajutor și la care de asemenea țin foarte mult, și cartea de povestiri Melancolia, pe care probabil o cunoașteți, probabil cel mai frumos lucru pe care l-am scris vreodată. După ce această perioadă a trecut, după ce a trecut pandemia, după ce s-a mai, să spun, s-a mai liniștit în sufletul meu ideea de război, războiul cumplit și mizerabil din Ucraina, în sfârșit am putut să respir puțin mai liber. Și în ultimii doi ani am încercat să scriu ceva foarte diferit. Și anume, nu o carte care să fie ca un topor înfipt în fruntea cititorului, cum spunea Kafka, el spunea că așa trebuie să fie o carte, ca să te trezească odată la realitate, ci o carte mângâietoare, o carte consolatoare, o carte care, într-adevăr, să poată fi iubită de oricine, să poată fi citită între anumite limite, firește, nu doar de intelectuali, nu doar de oameni de cultură, nu doar de artiști, ci de aproape oricine. Din acest punct de vedere, ea s-a învăluit într-un fel, vrând nevrând, într-un vestment de cultură populară. Așa cum au făcut mulți scriitori înainte, pentru că această cultură populară merge pe arhetipuri foarte des, arhetipuri de tipul basmului. De exemplu, Dragostea în vremea holerei a lui García Lorca, iertați-mă, lui García Márquez, ce mi-a venit cu Lorca, nu știu, a lui García Márquez, are o structură de telenovelă sau de, știu eu, de poveste melodramatică. El, în mod intenționat, a adoptat această structură pentru ca scrierea sa să devină foarte populară, foarte iubită, foarte plăcută într-un fel. Pentru că, în definitiv, toți, dacă scurmăm puțin sub inteligența noastră, avem un fond melodramatic, avem un fond de emoție și empatie foarte puternică. Spre asta a atins Gabriel García Márquez când a scris această carte. De asemenea, dacă stăm să ne gândim, numele trandafirului al lui Umberto Eco, de asemenea, are o structură de roman popular, de roman polițist, pe care el a folosit-o ca să introducă în ea registrul metafizic, care este cel adevărat și important acolo. La fel și eu m-am gândit să scriu un fel de carte de aventuri, care să nu fie o carte de aventuri. Un roman istoric care să nu fie un roman istoric, să fie un roman meta-istoric. Un roman care, folosind niște structuri foarte simple și foarte puternice, un fel de trinitate, așa, un fel de împărțire în trei, a întregii materii, așa cum se face în basme, așa cum se face în melodrame și așa mai departe, totuși, folosind acest schelet, să aibă și o carnație corespunzătoare, să aibă și cartilagii, să aibă și mușchi, să aibă și nervi, să aibă și creier, să aibă absolut toate organele. Și am încercat să fac această carte în așa fel încât fiecare scenă, și aș spune eu, și fiecare frază, să provoace bucurie, să provoace plăcere, să fie o descoperire pentru cititor. Nu spun că am și reușit, dar asta am încercat. Să fie o descoperire. Să fie scrisă într-o limbă care să fie limba română,
să nu fie limba română și în același timp să încerce să fie ceva mai mult decât limba română. O limbă română esențializată, concentrată, care să cuprindă toate epocile limbii române. Toată substanța și toată seva a tot ce s-a spus românește până acum. A poeziei românești, a prozei românești și așa mai departe. De asemenea, am încercat să fac o carte sapiențială. O carte asemenea Bibliei, asemenea Evanghelilor, nu de aceeași valoare, dar asemenea lor. Asemenea cărții tibetane a morților, asemenea cărții sacre etiopiene, Kebra Nagas, etc. Am încercat să aduc acest fond de cultură, să zicem așa, cu multe ghilimele, populară, sapiențială, genul cărților populare, povestea lui Archirie și Adam, povestea lui Alexandru Maceton și așa mai departe, într-o singură structură în care prezint un singur personaj care evoluează de-a lungul întregului roman, care iubește, care rănește, care luptă, care câștigă, care pierde, care suferă, care îi face extraordinar de tare pe alții să sufere și care în cele din urmă este adus în fața judecății de apoi. Iar tot romanul acesta se dovedește a fi rechizitoriul la judecata de apoi a lui Theodoros, a acestui personaj. Sunt foarte, foarte, foarte recunoscător sorții care a permis ca, prin foarte modestele mele puteri, această carte să vină în lume. Mulțumesc foarte mult literaturii, mulțumesc culturii românești, culturii străine și tuturor celorlalți care au participat vrând nevrând la această